Salutare tuturor și bine v-am găsit la pe Simulator 99. Suntem aici fix la Dino Tycoon pentru că avem 48.2% din ribber completat. Eu am făcut doar un ribber după n-am mai jucat, am ales și am decis să mă duc la ultima zonă, la 219 19 să farmez. Și acum vreau să văd cât de mult pot să ajung. Știi, avem 244 de milioane, trebuie să mergem pe aici să căutăm o gămadă de butoane pe care trebuie să stăm pe ele ca să se pună toate astea. Tycoon, dacă voi ați făcut Reaper, tu să-mi spuneți în comentarii câte Reaver tu ați făcut apăsați noi butonul de like acolo să sângie cât mai multe like-uri și comentarii și ne ducem fix aici să vedem cât de mult cumpărăm. Bine, la început e foarte, foarte ieftin, dar în timp ce fac asta și dacă aveți auto și voi, puteți să vă duceți aici. Lăsați peturile la farmat. vă duceți fix aici acum să aveți cărțile astea de coin, să aveți, dacă aveți doar 5 sloturi, 3 de coins, una de criticală și una de, nu magnet, că nu vă trebuie magnet, că nu o să stați aici, dar ceva de genul, gen criticală și strong sau explosibilă, ceva de genul, da? Acum o să las peturile aici, o să-mi vină coins de degeaba și o să-mi fiind fix aici, ideea este că dacă vreți să vă jucați la acest eveniment, la acest minunat dino lumea asta cu dinozauri, e super mișto, nu poți să te băgat dinozauri, acum o să stăm și eu, am o 169 de milioane, nice. O să strâng și eu foarte multe gemuri pentru că vreau să cumpăr orice se poate de la acest... Uh... Dai un event, îmi plac dinozaurii, chiar abia aștept să iau și eu niște dinozauri când o să pot, o să-mi vreo 1.2 bilioane, ceva de gen 1.2 2 bilioane ca să-mi iau tot ce am nevoie. O să mai am alte episoade care o să vină în curând, deci o să fac episoade în care o să, în sfârșit, o să deschid cheiul și o să deschid mai multe. Unde este meteorul? Stai puțin că l-am auzit în spate dacă nu mă înșel. Da, dacă stai aici și farmezi, poate să pice meteori din care ai șansă de huge și ai șansă chiar dacă noi iei de huge, măcar îți pică garantat meteor. Stai puțin că avem aici jackpack. Bine, nu mai avem bani acum, dar unde este meteorul? O, fix aici, vedeți? Doar vă duceți pe hartă, pe insulița asta mică. Dacă ai face un minigame... Care să rămână, frate. Ceva de genul Tycoon cu lumea asta să poți să dai rebirth, dar să rămână permanent. Și ce far n-ar fi? Și să fie genul un rebirth maxim, că dacă ai fi infinit, ar fi chiar incorrect. Dacă este asta, nu noi să jucăm puțin aici, la Tycoon să vedem cum este fix așa, 400-800 de milioane, stai să distrug aici totul, pun și autofarmul să se ducă și mai rapid. După cum puteți vedea, dau autofarmul aici, dar aici se pune chestia galbenă, pentru că nu este, jocul nu este făcut să fie autofarm aici la astea, da? Dăm și noi aici, poate pică huge, eu și am să de mică să pice huge, dar dacă pică, avem extinde mai în și măcar pică garantat un Meteor gift, da? Nu uitați să vă sângeți meteo gifturile că vine când facem live o să vi le cumpăr, o să văd de ce fânt, dar o să vi le cumpăr pentru că chiar este nevoie. Și am luat doar giftul, atâta. O să vă cumpăr Meteor giftul și Dino giftul, da? Deci doar păstrați-le și o să vi le cumpăr eu. Cu puțin mai mult, gen, dacă aveți giftul în valoare de 5 milioane, o să vă dau 5.5 milioane și ceva de genul. Așa nu trebuie să stați să le vindeți la Trading Plaza și nici nu trebuie să luați dacă le vindeți la but, nu trebuie să vă luați acea mină, mică taxă, știi? Adică eu să vă dau puțin mai mult decât valorați ele și nu o să trebuiască să pierdeți puțin din cât vindeți, știi? Că de obicei să, să le vindeți la 90k și dacă le vindeți la 90k plus taxă 88k, știi? Și eu vi le cumpăr la 100k cum ar veni. Așa că e mult mai bine, sper, am făcut 1500 de chei de genul, am făcut 1, 900 de chei farmate, am făcut aici, nu știu, 400 de chei de genul, wow, ăsta mai am nevoie încă vreo 3.700 ca să pot să fac ce am nevoie, dar asta pot să le fac, o să fac Crystal Key, o să deschid 10.000, să vedem ce pică din 10.000 de chei, știi, dacă am nevoie. Prima dată o să fac 10.000 de chei, da, și după vreau să strâng atât de multe de chei încât ce să fie cât e un huge din câte chei, gen, este parcă că dacă deschizi 37.000 de chei, primești garantat un uși la Crystal și vreau să am 37.600 ceva de genul. Acum stau să farmez bani și tot aici, știi? Aici și aici, nu știu dacă mă lasă, stați-mă-i, pillar, Poți să iau laboratorul, da, nu, am nevoie de pat, să ai puțin să se facă asta. Perfect, și pot să cumpăr ce am de cumpărat. Unde este laboratorul? Nu era aici un laborator, dacă nu mă înșel? Stau aici era un laborator, 3 copacul, nu mă interesează copacul, vreau să mă duc aici să cumpăr toate astea, dar asta o să coste foarte mult și pot să mă duc acolo încă un minut și o să distrugem ăla. Hai să jucăm și noi puțin jocul ăsta, că de mult n-am mai jucat jocul genul. De mult n-am mai făcut un episod în care chiar jucăm jocul gen, nu facem ceva, nu deschidem ceva. Bine, cu siguranță o să deschid, de fiecare dată când am zis că o să deschid la final de video 100 de genul și vreau să deschid, adică Vreau să văd dacă pică ceva, cum era, control X, da, vreau să deschid câteva, nu o să deschid până pică ceva, pentru că data trecută, după cum știi ce s-a întâmplat, nu mulțumesc, acum vreau doar să deschid câteva, nu știu câte de deschid, o 50, ori 100, ori 30, vreau să deschid acolo câteva, știi, că așa am zis la final că o să fac. O să mergem puțin, lăsăm asta să farmeze În timp ce se duc asta pe față Mă duc unde e? În milșocul oceanului Fix acolo 20 de secunde Ajung eu până acolo să distrug acel chest Am cumpărat puțin de la aici Să fac din nou Rebirth, am cumpărat de la Dino, Tycoon, am jucat puțin la Meteor M-am dus acolo să distrug chestul Psică este cât de cât ok Adică nu mereu o să avem chestii de făcut, wow, excelent în jocul ăsta, dar oricum, mâine și poi mâine avem două episoade chiar destul de bune, să vedeți dacă merită sau nu, gen, mâine avem un episod informativ în care o să vă ajute pe majoritatea dacă vreți să faceți o investiție puternică sau nu, și după, poi mâine, o să avem un episod în care facem ceva special, bine nu special, dar e ceva special că costă mult de diamante, dar totuși, ce e ăsta, gen? Robert Pug, stai puțin, ce? Huge Robber, Pug, stai puțin. A, ah, ăsta e Robber, Pug, dar gen... Ah, ok, ok, că de la prison, dar nu, ăsta e normal, nu? Stai puțin, Pug Da, ăsta e singurul pe care l-am, de -aia la din activ, dacă nu mă înșel. Cărțile astea, stai spun ăsta de damage, ăsta avem de damage. Acum să distrugă ăsta cât mai rapid, știi? Distrugă ăsta cât mai rapid. Cel mai puternic petal nostru este de 31.8 milioane, care puteți să luați și voi, că este foarte ușor. După avem o grămadă de item, să vedeți și noi ce mai e pe aici. Oricum o să avem multe... Dar după cum știți, în fiecare duminică facem giveaway cu cel puțin un joc. În fiecare duminică cel puțin un joc, da? Poate dăm de la 1 până la 10 chiar, că toată la un moment dat am dat 7, știi? Deci nu vă dați seama dacă e strânge și nu e acolo cât de multe chestii. Oricum, momentan o să văd ce o, cum o să fac pe jocul ăsta, dar e super mișto. Ce -mi chiar îmi place jocul, o să desug asta imediat să vedem ce luăm. Vreau să fac card-uri, dar nu pot să le folosesc, că nu mă lasă să cumpăr ce am nevoie de cumpărat. asta e faza. Și Perfect, am desus și cred că mi-a dat și kick Pe aici, dar mi-a dat o grămadă de iteme. Nu prea mai ajută pe mine itemele alea, că puteam să le iau dacă farmam, dar pe aici trebuia, juri că trebuia să fie ceva mișto. Stai, pot să iau pilă ăsta? Nu știu, să iei pestea pe aici, 14 milioane, 14 milioane. Trebuie să cumperi toate astea ca să iei breakable-urile. O, oh, stai, ce acolo? Stai puțin. Entrance, a, ah, intrare, intrare, intrare. Mă duc puțin aici, poate mai stau să vedem dacă putem farma. Oricum mă las a distrus foarte rapid, deci îți dai seama. Dau și aici la coins. Perfect și o să mă duc fix aici, unde este intrarea, costă 44 de milioane, trebuie să mai dau 14 milioane și după trebuie să mai dau încă 14 milioane, după trebuie să mai dau 27 de milioane, wow! Să să văd aici dacă pot să cumpăr ce am nevoie de cumpărat. 14 milioane.7 și după trebuie să mai aștept pentru pilărul ăsta și după cred că pot să cumpăr breakable-urile. Dacă vreți să vă duceți să și voi ce ai cool de unde 15 minute. După ne ducem fix aici, mai deschidem și noi niște de Adică dacă tot le farmez pe gratis, măcar să le de O, oh, overload. Aia ah, yes, zic, măcar să le deschid pe episod. Măcar de data asta a mai rapid. Asta deja am, asta deja am. Asta e level 99. Dar nu înțeleg ce nu funcționează. O, oh, stai puțin, asta trebuie să dau. Nu înțeleg ce nu funcționează. Pentru că stai în diamant. Pun de -asta pe ăsta, Nu am deja. Pot să pun uh, lightning, 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 lightning. Ok, perfect. Și trebuie neapărat să văd de ce nu mă las. Uite, mă duc aici, folosesc și eu ăsta, mi pe toate. Adică, cum adică, ce înseamnă asta? Terrible, will all go from your inventory. Nici nu pot să mai fac nimic în momentan, știi? După mă duc aici și cred că mă las acum să cumpăr, nu? Trebuie să cumpăr, mai trebuie să iau un pillar aici. Asta că l-am luat, la am luat, că am făcut de mult, destul de multe. Trebuie să cumpăr astea. Și aici 9 de milioane, dar pot să cumpăr și ăsta. Aici trebuie să fie un laborator, ca să poți folosesc keycard-urile, nu? Stai să mă duc aici să vedem dacă după ce cumpăr ăsta de breakables mă lasă. Până atunci, nu știu, altceva ce mai am pe aici. Mai am ăsta care e super mișto, am dat vreo 100 ceva, ceva de milioane și 300 de milioane acum. Mai am cau sau ceva, da, cred că am. Cau am una și dov. Da, am două dov pe care aștept să fac level ca să le pun pentru 1.5 milioane la ăla. Aici nu este, nu. Trebuie să mai cumpăr și ouă, cred că dacă e să farmez aici, dai puțin să cumpăr ouă și gata, vedem după. Ne ducem fix aici. Să-mi spuneți și dacă vă plac episoadele de genul sau dacă vreți episoade în care deschidem genul. Deci, trebuie să fac aici un pull de ăsta să văd ce vă place cel mai mult. Ce vă place cel mai mult. Ăsta a fost picat, O să cumpăr și eu la un moment dat. O să cumpăr la un moment dat. Încerc să iau și eu ul Și după ce iau shoe-shounter-ul, încerc să văd dacă facem și un tire. Ce merită prima dată, prima dată de cumpărat și ce merită ultima dată de cumpărat, știi? Singura pescă care nu merită de aici, niciodată să nu cumpărați double stars. Dacă ați luat double stars, chiar îmi pare rău de voi. Acum dacă faceți rank 30, eu am rang de 10 de 2-3 luni probabil, știi? Și tot acolo aștept să cumpăr ăsta și mă lasă. În sfârșit pot să iau laboratorul, 375 de milioane, ca să pot folosesc un kick am amărât, știi? Momentan am 17 kick uri valorează puțin, e ok, cred că pot să le mă... Ăsta vreau, dacă strângeți ăstea, să strângeți ăsta și o să vi le cumpăr pe mai mult, că se valorează doar 6-1, știi, dar vi le cumpăr pe mai mult. Nu pot să le folosesc, nu? Da, nu pot să le folosesc. Încercați să cumpărați astea cât mai mult și o să vi le iau eu, asta. O să mă duc și la kickard o să văd și asta dacă pot să le păstrez, adică o să mai cumpăr. Asta nu pot să le dai, 3 de băl oricum, dar asta card dai, nu o să vedem, o să vedem. În special pot să dau aici, haide, încă puțin, încă puțin. 375 de milioane. Perfect, mă duc fix aici și pot folosesc unul. Bine, eu deja eram înăuntru fără să fac probleme și dau aici peturile și gata, în sfârșit. Se dă toate peturile, da. Vedem, acum practic clocesc un egg. Asta e tot ce fac. Clocesc un egg. Și pică și Pică și din 1 la șansa. Hai că a picat ceva jos dacă e. Sper că v-a plăcut episodul. Imediat o să de aici și ne vedem data viitoare la pe simulator 999.